Hei, eu sunt Laura și astăzi o să gust 10 dulciuri care costă până la un leu. Cred că o să fie destul de interesant. Am mai făcut genul ăsta de videoclipuri și mi-a plăcut super mult. Sper să vă placă și vouă. Totuși, dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, eu te rog să faci asta chiar acum. Dacă ai făcut-o deja, îți mulțumesc foarte mult. Nu uita să apeși pe clopoțel. Este foarte important dacă vrei să primești o notificare de fiecare dată când postez un videoclip. Și de asemenea, pentru toți cei care vor, pot să mă susțină aici pe Instagram. Iar noi, haideți să începem. Și primul desert sau dulcișor pe care o să-l mâncăm noi astăzi este acesta. Arată foarte bine și sunt foarte curioasă ce gust are. Să vedem totuși ce gust au dulciurile, care sunt destul de ieftine. Așa arată. Are gust de ulei de palmier. Genul ăla de ulei care nu se topește în gură niciodată. Și știu că nu e prea bun pentru sănătate, dar poate mi se pare. Dar este bună. Din partea mea, este ok. Hai să vedem și cât a costat. Această prăjiturică a costat 77 de bani. Următorul dulce pe care o să-l gust astăzi este această bucată mare de marshmallow. Să vedem ce gust are. În general nu prea îmi place marshmallow, doar ăla prăjit. Chiar e bună la prăjit. Are gust bun. Chiar foarte drăguț. Din partea mea cu siguranță este un da și chiar are un preț foarte avantajos. Această bucățică de marshmallow a costat 1 leu. Și ăsta este următorul dulce pe care vreau să-l încerc. Este un salam de biscuiți. Mie, în general, îmi place salamul din biscuiți. Sper să nu aibă doar ceva care nu prea îmi place, genul aromă nașpa. Vedem imediat. Arată foarte bine, ce-i drept, chiar arată nice. Are gust foarte bun. Foarte bun. Și sunt sigură că dacă mănânci toată această bucată de salam, chiar te saturi foarte rău de dulce. Deci cam ăsta ar fi și scopul, să-ți și placă, să și te saturi. Deci din partea mea este un mare da. Hai să vedem cât a costat. Acest salam de biscuiți a costat doar 1 leu. 1 leu și o bucată super mare de salam, deci super. Acesta este următorul dulce pe care o să-l gust și vreau să vă zic că sunt super, super curioasă. Nu cred că am mai mâncat așa ceva în viața mea. Nici măcar nu știu cum ar trebui să arate. Mamă, ce drăguț e! Uitați-vă! Arată fix ca un ursuleț și deja mi se topește în mână, dar e atât de drăguț. Efectiv, nu-mi vine să-i mușc capul, dar trebuie, pentru că asta fac eu în videoclipul de astăzi. Mamă, foarte bun, unul dintre cele mai bune dulciuri pe care le-am mâncat eu, mai ales la prețul ăsta avantajos. Ciocolata este super, super calitativă și înăuntru are o umplutură de lapte super, super bună. Deci cred că deocamdată ăsta a fost dulcele meu preferat de astăzi. Iar acest baton de lapte Papi a costat doar 98 de bani. Super! Chiar la un preț foarte avantajos. O bucată de ciocolată super gustoasă. Următoarea chestie dulce pe care o să gustăm noi astăzi este această napolitană de la Milka. Mie, în general, nu prea îmi plac napolitanele, dar sunt foarte curioasă de napolitana de la Milka, pentru că Milka îmi place. Deci am oarecare așteptare pozitivă. Să vedem imediat. Arată ca o napolitană obișnuită. Mă așteptam să aibă ceva logo Milka pe ea. Wow! Chiar este o napolitană foarte gustoasă. Și pot să zic că îmi place super mult. Sunt destul de mirată că am zis asta despre o napolitană. V-am zis, mie nu prea îmi plac napolitanele în general.
Dar asta... Asta a fost foarte bună. Iar această napolitană m-a costat doar 1 leu. Acum o să gustăm acest croissant. Să vedem ce gust are. Arată bine. Să vedem dacă arată la fel de bine și pe interior. Wow! Arată chiar bine pentru un croissant. Să vedem ce gust are. Este foarte bun. Și este plin de ciocolată și ciocolata chiar are un gust foarte nice. Unele umplături de la croissant nu sunt la fel de bune ca și reclama pe care o fac. Dar ăsta este foarte gustos. Deci, din partea mea este un da. Iar acest croissant cu cacao a fost doar 1 leu. Iar acum o să încerc acest baton cu stafide și rom. Sunt foarte curioasă dacă o să-mi placă. Nu, eu nu prea mănânc în general dulciuri și de-aia pentru mine multe dulciuri sunt o noutate. Aoleu, dar se deschide foarte greu. Nu, gata, l-am deschis. Arată bine. Să vedem ce gust are. Are o consistență foarte plăcută. Parcă nu de ciocolată, dar de un fel de gumă. Dar e foarte gustos. Recomand. Acest baton de ciocolată a fost doar 1 leu. Super! Iar acum o să gustăm aceste crispy rolls de la Milky Way. De la ele Milky Way. Way și faci way. Deci astea, de la astea chiar am o așteptare destul de mare. Îmi place Milky Way în general. Și nu am mai gustat chestiile astea. Sunt foarte curioasă ce gustau. E foarte mișto că sunt efectiv 2 batonașe aici care nu sunt lipite între ele, adică efectiv poți să scoți unul și să mănânci unul mai târziu, ceea ce e super, dar eu desigur o să mușc din ambele în același timp. Pentru că de ce nu? Mamă! Wow! Sunt foarte, foarte bune! Sunt șocată! Wow! Extrem de bune, extrem de bune sunt... Wow! Și nu pot să cred, aceste crispy rolls de la Milky Way au fost doar 67 de bani, ceea ce e super puțin și e super gustos. Iar acum o să gust din această micuță prăjiturică de la 7 Days, ceva foarte clasic, aș spune eu, cred că una dintre cele mai mainstream chestii, e foarte, foarte bine cunoscută. Dar nu am mai mâncat de mult, mult timp și sunt curioasă ce părere o să am eu de această bucățică de prăjitură în comparație cu alte dulciuri pe care le-am gustat eu astăzi. Deci, haideți să vedem. Este foarte fină și foarte gustoasă și parcă se topește în gură. Deci, din partea mea este un da, uitasem complet ce gustau aceste prăjiturile de la 7 Days. Sunt foarte bune. Hai să vedem cât costă. Și surprinzător, această bucățică de prăjitură 7 Days costă doar 93 de bani. Acum o să gust acest snack de la Nesquik. Nu știu dacă o să-mi placă. Arată la fel ca o mini napolitană. Aici scrie cereale și lapte. Mă rog, cereale plus lapte. Sunt curioasă ce gust are. Nu știu dacă am mai gustat așa ceva până acum. Dar pot să zic că arată foarte interesant și zici de parcă are un fel de boală, i-ar spune eu, pentru că are foarte multe chestii ieșite din ea. Dar arată foarte original, îmi place. Este ca un fel de napolitană, efectiv. Dar o napolitană foarte bună. Este bunicică, mai ales pentru cei cărora le plac napolitanele. Deci, din partea mea, este un da. Iar acest Nesquik snack a costat 1 leu. Și cam astea au fost dulciurile pe care le-am gustat eu astăzi. Această rubrică se poate numi și dacă îți place dulcele și nu ai prea mulți bani, pentru că știm cu toții ce aia să nu ai prea mulți bani, mai ales când ești adolescent, micuț și efectiv nu-ți permiți să-ți iei
chestiile cele mai scumpe și totuși ești mare pofticios, pot să zic că toate aceste dulciuri au fost extrem de bune și vă zic asta din cea mai mare sinceritate și chiar nu au fost scumpe, le recomand din cea mai mare plăcere. Sper că v-a plăcut acest videoclip, eu am fost Laura și vă urez tot binele din lume, ne revedem în videoclipul următor. Pa!